Coronavirusul a băgat guvernul și parlamentarii PNL în autoizolare la domiciliu după ce senatorul Virgil Chițac a fost confirmat cu noul coronavirus. El a fost prezent luni la biroul executiv al PNL, dar și la ședința Senatului. Printre cei care trebuie să se supună regulilor epidemiologice se numără și deputatul de Olt, Gigel Știrbu, vicepreședinte PNL. Validat luni 9 martie, candidat al PNL la primăria Slatina, Liviu Voiculescu a fost și el prezent la ședința biroului politic național al partidului, alături de senatorul liberal pentru care s-a confirmat infectarea cu COVID-19. Fiind unul dintre contacți, președintele PNL Olt, primar al comunei oltene Cungrea, a decis să se autoizoleze. Alături de Voiculescu la ședința din capital a mai fost și Ion Voicu, desemnat candidatul partidului la funcția de președinte al Consiliului Județean Olt, și conducerea PNL Dolj respectă măsurile de prevenție și se autoizolează. La ședința biroului politic național al PNL au participat și Ștefan Stoica, președintele PNL Dolj, ministrul tineretului și sportului Ionuț Troie, senatorul Mario Ovidiu Oprea, deputatul Nicolae Giugea și consilierul județean Alexandru Gâdăr. Președintele PNL Ștefan Stoica și consilierul județean Alexandru Gâdăr vor sta izolați la domiciliile lor din Craiova, în timp ce ministrul Ionuț Troie, senatorul Mario Ovidiu Oprea și deputatul Nicolae Giugea vor rămâne izolați 14 zile în București. De asemenea, șeful PNL Telorman, Eugen Pârvulescu, a luat decizia de a se autoizola la domiciliu. Secretarul general adjunct al guvernului, telormănanul Costel Barbu, se află și el izolat la domiciliu în București.